Două familii au uitat de atmosfera sărbătorilor de iarnă și s-au luat la bătaie tocmai la târgul de Crăciun. Incidentul s-a întâmplat la caruselul pentru copii. Motivul altercației, al cui copil se dă primul în carusel. Supărați că au fost nevoiți să aștepte prea mult timp și că era aglomerat la carusel, oamenii s-au luat la ceartă pentru că fiecare își dorea ca propriul copil să ocupe primul loc liber. Totul a degenerat în îmbrânceli, iar pe imaginile surprinse de un vizitator de la târg se pot vedea jandarmii care au intervenit pentru a liniști spiritele. Scandalul i-a determinat însă pe mulți dintre vizitatorii târgului să renunțe la a mai aștepta ca cei mici să se dea în carusel. Oamenii și-au luat copiii și au plecat. Altercația s-a petrecut la doar câteva momente după ce primarul general Nicu Șordan a postat pe rețelele de socializare poze de la târg cu mesajul: bucureștenii se pot bucura de târgul de Crăciun din Piața Constituției.